Bună dimineața! Eu am plecat la cumpărături. Nu trebuie mare lucru, dar trebuie să iau câte ceva. Și am oprit puțin pe malul mării. Este destul de frig, dar de mâine o să fie foarte, foarte frig. O să vină temperaturi cu minus. Cineva a lăsat aici un șezlong, două șezlonge. Știu că se zice șezlonguri, dar v-am mai spus, la noi este un regionalism. Este și o plajă la șezlonge, o terasă la șezlonge, așa că nu mai certați. Am venit și să văd puțin marea. Foarte frumoasă. Este de vreme, 7 și 10 minute. Soarele răsare ceva mai devreme, pe la 6:45, cred. Mai devreme era o doamnă care a avut un scaunel și a stat aici, în față, uite, o altă familie. Vin cu scaunele sau ce găsești pe plajă, cum e acest șezlong. Și admiri marea. Inspir ceva aerosoli. Uite aici, oh, sunt multe meduze. Meduză mare. De acolo și meduza. Un meduz și o meduză. Stau pe plajă, meduză, meduză. Ia, sunt foarte multe meduze la mare. Apa s-a răcit. Pescărușii așteaptă și ei o mică furtună să aducă rapanele la mal. Aștept și eu scoicile. Domnul și cu băcățelul. Minunatul cartier, unde construcțiile nu se mai opresc. Am zis că m-am mutat eu, nu erau blocuri. Era un cartier numai și numai de case. Unile transformaseră în pensiuni, dar mici, erau case. Acum, e dezastru. Dezastru și la prețuri, și la mizerie, și la tot. Marea e frumoasă, e marea noastră. Aici plaja încă este frumoasă, nu s-a umblat. Poate de asta vin toți turiștii aici. Dacă n-ai bani de la Maia, mergi în Dubai. Plaja este gratis, mâncarea este la un sfert de preț. Cazare ieftină găsești. Eu înghețam mâinile. Face cum se aude nisipul sub greutatea tălpilor. Da. Să merg la cumpărături acasă și gătim ceva. Încă afară. E plăcut. De acolo văd, o fi lebădă sau ce-o fi. O pasăre mai mare. Nu e pasăre. E un gunoi. Nu uman, un gunoi, gunoi. Sper să nu fie o mină craineană. Da. Ciudat. Frumos. Am ajuns acasă, la mâncare la peștișori. Curând nu o să mai mănânce. Scad temperaturile sub minus. Mai mănâncă la primăvară.
Eu am fost la cumpărător și nu-mi trebuia mare lucru. Am luat o varză. Astăzi o să fac rață cu varză. Dacă ați văzut ieri că am avut un rățoi mare pe care l-am fiert, mai am jumătate din el. Fiert, gata fiert. Dacă era rață din comerț, nu mai trebuia fiert, îl prăjeam direct, era mai simplu, dar eu așa am de câștigat prin gust, pentru că am obținut acel stoc, zeama, supa în care a fiert rățuiul. Aia o să dea gust mâncării mele. Da, la magazin am asistat la o fază mai comică. O fată, cam la 25 de ani, dar ceva balșoi. Exact dimensiunile șoșoacă. Exact. Căuta tot felul de produse de-astea la reducere, care expiră în 2-3 zile. N-am nimic împotrivă și eu cumpăr când găsesc și dacă îmi trebuie, chiar cumpăr. Dar găsise un salam și a început să-l mănânce și mușca din el. Îl lăsăcuse și mușca din el. Se plimba printre standuri și mânca salamul. Mai avea puțin și au prins-o vânzătoarele. Dom'le, că n-ai voie, că nu știu ce, că știm că tu faci asta în fiecare zi, vii, mănânci și după aceea nu mai plătești. Dar mi-e foame. Ok, ți-e foame, mai ai răbdare un minut. Plătește ce-ai cumpărat, ieși afară și mănânci. Dar mi-e foame. Nu te înțelege cu ea. Eu era foame. Până la urmă au pus-o să plătească, ești în fața mea. Când am ieșit și eu, ea era tot în fața magazinului, mai aveam un baton de salamă, îl începuse și pe ăla. Deci până ajungea acasă, n-avea cum să reziste. Asta nu e mâncare, asta e așa, un aperitiv, trebuie să pună la masă ca să aibă o masă completă. Deci a leșinat două batoaie de salam. Dar am înțeles că avea obicei să le mănânce în magazin și să nu le mai plătească. Am mai văzut, sunt mulți care își desfac, ba sticlă de apă, ba suc, dau la copil, beau ei, na, poftește copilul. Dar mai răbdare puțin până ieși din magazin, că noi muri. Da. Îmi pregătesc acum toate ingredientele, nu o să am prea mult de lucru, pentru că rața e fiartă, zeama e făcută. Hai să ne apucăm de o rață pe varză, mama mia. Ingredientele o să le vedeți, scuzați, eu încă sunt răcit, pe parcurs. Nici nu avem unde să pun pe toate aici. Asta e varza care am cumpărat-o, nu e o varză bună, e de aia tip ghiulea, nu știu, Turcia. Nu știu, noi nu mai avem varză românească, varza aia pufasă de Buzău, aia ușoară, aia e bună. Asta, ghiulea. Da, ne scurtăm cu ce avem. Uite așa, tai pe din două. Și după aia am luat și o răzătoare pentru varză, n-am fost niciodată. Da, nici nu, am de gând să folosesc acum. Uite așa, ce e mărând. Așa tai o varză întreagă. Cam 3 sferturi din varză am tăiat. Este mult așa, așa. Acum, îi punem sare grunjoasă. Și o strivim. Lăsată de varză. În felul ăsta o să se gătească mai ușor, o să devină mai fragedă, mai repede și mai gustoasă, pentru că își ia din sare. Oh, ce sată de varză are și aici. Bun. Să spălte mâini și continuăm cu restul legumelor. Am două cepe roșii. Nu știu ce mi se pare mie, că ceapa roșie se asociază mai bine cu varza. Pe care o tem așa, solzișor. Așa, două ceapă. Și jumătate de morcov gigant. Mă adentur ce așa asta. Tăiem cubulețe. Stai aici. E foarte joasă această masă. Mă chinu eu, dar o să iasă ce trebuie.
Nici mari, nici mici. Uite, așa e perfect. Oala pe foc. Ceva ulei de floarea soarelui. Ceapă. Îmi dai pe așa. Ca din prima dată ceapa. Un minut, nu mai mult. Morcovul. Puțin sare. Puțin piper. Așa. Se cărim împreună între un minut jumate, două, la un foc mediu. Nu e trebuie foc mare să ardem ceapa. O să vedem mireasa. Pune și varza. Că de-aia zice varză călită. Să știți că am încercat cu acea răzătoare. Nu-i bă de nimic. Și ceva de genul. Dai de două ori și se înfundă, nu mai merge. Mai mult o rupe decât să o taie. Poate nu fi de cea mai bună calitate, poate nu mă pricep eu. Dar la satâr este perfect. Uite ce fin a ieșit. Și beluța. Uite așa. Dar vine miroase. Acum. Pun și puțină boia. Dulce. Uite așa. Ceva roșii din acestea epilate. Ia să vedem dacă ajunge. Ajunge. Părinte toate împreună. Da, crenguță de cimbru. Uite așa. Mai călim 5 minute la foc mediu spre mic. Bun. Acum, o legătură de mărar. Varda fără mărar e, cum să zic, ca cerva de burtă fără usturoi și fără carne. Unii nu pun mărar, dar eu vă recomand. În cimbru și în mărarul ăla e tot gust. Și în zeama în care înfiertă rățoiul. Mamă, ce bine arată. Asta se intre la cuptor, se gratinează. Ce trebuie? Varza s-a călit. Eu am gustat.
Morcovul e moale, varza s-a înmuiat, vedeți, a scăzut de tot apa din ea. Acum, opresc focul și o să transfer varza într-un vas termorezistent. Ăla intră la cuptor. Uite așa, am pus varza aici. Ce culori frumoase! Bun. Acum, trebuie să o hidratăm cu niște supă de rățoi. Așa. Ce gust o să dea asta, mai ales că e grasă. Asta e așa cu mai multă grăsime din supă. Uite. Ia uite. Mamă mia. Uite ce culoare are. Suficient. Și acum punem carnea care a stat la frigider. Așa. Aripi. Pulpă. Deci o bucată de la piept. Așa. Dar aici o bucată de la piept. Și ce am mai găsit eu? Inima. O punem și pe ea aici. Cred că mai pun un polonic de zeamă. Dar de iute aici. Mai pun un polonic de zeamă. Și o bag la cuptor la 180 de grade sau chiar poate 170. Se fac ea așa cum trebuie. Înainte o să unc carnea cu puțin, cu pensula, cu puțin ulei de măsline și gata. Ne vedem, nu știu cât o să dureze. Vă spun când am scos la cuptor. O, ce bine arată. Să vezi ce gust o să aibă. Bucurați-vă de soare, că de mâine se strică vremea. Ia uite, toți cei 6 frățiori aspirinat doar ce a tăiat-o. Ia uite-l pe ăla. Negrilă. A venit un prieten cu un câine la mine, s-a urcat pe spatele câinelui. Câinele avea o geacă. Nu știu de ce i s-a părut stăpânului că e fric pentru un câine acum, dar avea ca o vestă așa. Și Negrilă s-a urcat pe spinarea lui. Ia, atacă Dalila. Pac. Uite-l și pe Marcel. Marcel n-are așa chef de joacă. El e foarte serios. Nu-l mai doare din cișorul. Marcel? Ce ai văzut? Ieri am tuns iarba. Uite câte frunze cad. Toamna e multă treabă aici în curte. Uite pe Negrilă. Asta face numai prostii. Marcel s-a urcat pe toaleta de afară. Mănâncă toată ziua, se joacă și dorm. Varza mea curată, este gata. Am luat ardeiul la iute și a lăsat gustul. Acum o să pun unul proaspăt aici. Uite cât de bine arată. A stat la cuptor cam o oră. Și vreau să zic că aripiarele astea sarse. Nu sarse. Nu sarse. Sunt minunate. A sunat cineva la ușă. Un curier. Da. Carnea asta se topește în gură. Uite. O mănânci cu lingura. Minunăție. Iar varza mai bună de atât, nu o să mâncați niciunde. Nu o să găsiți restaurant să vă fiarbă rățoiul înainte, să aibă rățoi de casă, de asta tânăr, prezentabil. Ce să zic, căutați un rățoi, nu găsiți de asta cum am avut eu.
chiar astăzi am văzut la Lidl, avea o rață, nu mai fierbeți sau puteți să o fierbeți, dar aia se descompune dacă o fierbeți prea mult. Prăjiți întâi carnea, o scoateți afară în uleiul ăla, prăjiți ceapa, morcovul, varza și o să iasă la fel de bun. Asta este rețeta mea pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Încă nu mi-a spus nimeni că ne putem întâlni în Londra. Sunt mulți abonați din Londra, dar se pare că nu vrea nimeni să mă întâlnească. Mă descurc și singur. Vă spun poftă bună, la revedere și nu uitați, ținem legătura. Doamne ajută! Las puțin să răcească, mă pun la masă. Ce băiatate am făcut!